Valoarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice extreme în anul 2012 la nivelul județului Suceava este de 38,54 milioane de lei. Aceasta potrivit raportului de activitate pe anul trecut al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava, prezentat de către președintele acestei structuri, prefectul Florin Sinescu. La cele deja menționate se adaugă stricăciunile din fondul forestier de stat administrat de Direcția Silvică Suceava, care au atins 2,81 milioane de lei. Astfel, în anul 2012, valoarea totală a pagubelor din județ s-a ridicat la 41,36 de milioane de lei. Situațiile de urgență manifestate pe teritoriul județului Suceava în anul 2012, sigur, au fost diverse. Am avut de la ninsori, viscol, ger, am avut caniculă, am avut crindenă și, sigur, a scos în evidență rolul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava în gestionarea acestor tipuri de riscuri care s-au manifestat în anul 2012. De asemenea, structurile cu atribuții în domeniul gestionării situației de urgență, cooptate în baza planurilor de intervenție și cooperare, întocmite la nivelul județului, au dovedit că sunt capabile să concentreze forțe și mijloace la locul intervenției în timp operativ pentru a asigura acțiunile de răspuns pe tipuri de risc potențial generatoare de situații de urgență. Pe timpul manifestării situațiilor de urgență nu au fost întâmpinate greutăți în funcționarea fluxului informațional, decizional, între structurile implicate în sistemul județean pentru managementul situațiilor de urgență, iar la nivel local, primarii, în calitate lor de președință ai Comitetului Locale pentru Situații de Urgență, au coordonat permanent și eficient forțele de intervenție, acționând cu responsabilitate pentru reducerea consecințelor situațiilor de urgență înregistrate. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor, autorităților județene și locale implicate în gestionarea situației de urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru eforturile pe care le-am făcut împreună în anul 2012, pentru că nu a fost un an ușor, pentru că am avut evenimente, am avut și un an plin de alte activități legate de administrații, care au fost suprapuse. Știu foarte bine că ultimul proces electoral s-a desfășurat pe cod galben și de aceea vreau să vă mulțumesc tuturor pentru modul cum ne-am mobilizat. Sigur, a fost un an dificil, din punct de vedere atât al fenomenelor, cât și a celorlalte evenimente care au avut loc. Nu trebuie să uităm că principalul obiectiv se referă la protecția omului, dar și a bunurilor și mediului, pe timpul situației de urgență. Aș vrea să vă asigur de tot sprijinul și toată deschiderea din partea instituției Prefectului Județului Suceava în această direcție. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Suceava gestionează 44 locuințe modulare, 12 dintre acestea fiind depozitate la sediile structurilor Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bucovina. În teritoriu, pentru rezolvarea unor cazuri sociale din 12 localități, repartizate sunt 32 de locuințe modulare.